Wow, Sofia, asta tu ai făcut așa tort frumos, bravo! Da, eu am făcut. Încă 5 minute și tata pleacă în deplasare. Pleacă? Da. Pe 3 zile pleacă și noi singuri o să rămânem acasă. Tata pleacă. Hai, pa. Hai, mergem să-l petrecem pe tata. 3 zile tocmai n-o să fie. Să ne fie foarte urât fără tata, da? Nimic, să treacă timpul foarte repede. Sperăm să treacă repede. Hai, pa. 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 Hai, Sofie, nu fii tristă. Hai să mergem. Doar 3 zile și tata o să vină înapoi, da? Sofie, astăzi trebuie urgent să plec, dar tata vine astăzi, se întoarce astăzi. Te rog frumos să faci curat în casă. Vine, hai să pregătim casa, să așteptăm pe tata. Eu am încredere în tine, eu plec. O, nu, eu singură să fac curat. Simplu, singură, Sofia, am încredere în tine, bine? Hai să faci curat. Să fie curățit, curățit, ca tata să ne laude pe noi, da? Hai, pa! Hai de obicei! Numai eu trebuie să fac curat. Ce face tortul meu?
магазин. Așa frumoasă, desenele acestea și florile acestea din ciocolată. Le-am cumpărat. Tu l-ai cumpărat, da? Tu m-ai amăgit pe mine. Bine, Sofia, atunci când vine tata, o să zicem că noi amândouă am făcut acest tort. Bine, bine. Hai, te cinci. Și tu tot ai făcut acest tort, da? Tata o să se bucure? Da. Deja este târziu și tata nu vine. Oare da. De ce? A zis că o să fie la 6 și acum este... Sunt, cred că este eu. Alo? Da? Cum nu vii? Мы? Păi noi te așteptăm. Bine, pa. Astăzi tata nu vine. O să vină mâine. De ce? Bine, atunci hai să facem ceai și să bem ceai cu acest tort. Da. Și mâine noi o să facem altul. Mm-hmm. Noi putem face tort. Da. Iată așa, am așteptat, l-am așteptat și el nu vine. Familia, eu sunt acasă. Cine? Ne-ai păcălit, da? Dar noi am pregătit tort pentru tine. Privește ce tort frumos am făcut. Wow, ce tort! Voi singuri ați făcut acest tort? Da, noi singuri am făcut. Sofia a făcut crema, Sara a făcut florile, eu am copt turtele. Noi singuri am făcut acest tort pentru tine. Bravo, văd că tare m-ați așteptat. Dar eu am cumpărat fix așa tort de la magazin. Da, seamănă foarte tare. Vezi ce tort frumos ți-am făcut, exact ca la magazin. Mm-hmm.